Salut, trapperilor! Eu sunt Carmen, iar astăzi vom dezbate un subiect. Gen șmecher, să zic. Ian. Nu știți cine este Ian? Ei bine, e complicat, deoarece pe Instagram Ian nu este Ian. Așadar, cine este Ian? E simplu. Ian este Pilaf, după cum spune și el în piesa Flexez. Ian este Pilaf. Și ce e cu videoclipul ăsta cu efecte de parcă e virusat? Nu știu, dar hai să aflăm. Dacă intrăm pe Google și scriem Ian Pilaf, apare acest link unde găsim această poză. În imagine se poate observa un ochi, dar oare ce înseamnă asta? Ei bine, ochii ajută la vedere. Văzul este unul din cele 5 simțuri. Auzul este și el unul din cele 5 simțuri. Pentru a auzi avem nevoie de urechi. Știți cine are urechi foarte mari? Exact, Talex Velea. Talex Velea a făcut un diss pentru Abi. Abi a făcut un diss pentru vlogări. Vlogării au făcut și ei un diss pe care îl vom asculta. Voi vă dați seama că stricați o generație. Acum poate vă întrebați, Carmen, dar ce treabă au goganii cu Ian când noi știm că acest diss a fost făcut pentru Shelly? Păi, gândiți-vă și voi când a spus Shelly că el conduce această generație. Niciodată însă Ian a spus asta în piesa intitulată Zendaya. Să însemne asta că de fapt goganii au făcut diss-ul pentru Ian, însă au mascat totul băgându-l pe Shelly la înaintare? Ne mai trebuie dovezi. Ian are 3 litere. Primele 3 litere din cuvântul generație sunt G, E și N. Într-un interviu pentru Vicet, Ian a spus gen de 26 de ori. Gen. 26. În visul goganilor și în piesa Flexez, la secunda 26 se poate observa aceeași formă în cadru? Coincidență? Nu prea cred. Piesa Flexez are 3.32, iar piesa goganilor are 3.23. 3.32 minus 3.23 egal 9? Vă mai aduceți aminte de un surname-ul lui Ian? Dacă transformăm nu sunt Ian în cifre și le adunăm, obținem numărul 133. 133 minus 9 egal 124. 124. 1 minut și 24 de secunde. Dacă mergem la piesa în care Ian ne spune că este Pilaf și punem pauză la 1 minut și 24 de secunde, apare în spate o sticlă. Mi se pare mie sau e o sticlă de corona. O, Doamne, asta explică de ce videoclipul are efecte de parcă e virusat. Ian a vrut să atenționeze pe toată lumea în legătură cu nemilosul coronavirus încă din 2018. Acum înțeleg și de ce Ian este Pilaf, deoarece în China, locul în care a apărut virusul, se mănâncă Pilaf la greu. Numai cineva din Illuminati ar putea avea astfel de informații cu 2 ani înainte. Acum este clar 100% că virusul coronavirus a fost creat de către Illuminati, iar Ian a fost și el implicat în treaba asta. Clar, fără nicio îndoială, Ian face parte din Illuminati confirmed, gen. Se zic.